Cu punctaj maxim după desfășurarea primelor patru etape, fălticenenii merg la Liteni, hotărâți să înregistreze o nouă victorie. Formația pregătită de Radu Anania se va putea baza în confruntarea de duminică și pe Nechitoaia, atacantul revenind săptămâna aceasta la Fălticeni după ce a fost plecat la muncă în străinătate. Chiar dacă gazdele au pierdut două meciuri până acum, altfel se vor mobiliza pentru jocul cu noi. Au în componență mulți jucători cu experiență pe care îi respectăm, dar nu știu cât de omogenă este echipa lor. Va fi un meci atipic, pe un teren mic, care ne dezavantajează pentru că avem o condiție fizică foarte bună. Probabil vom asista mai degrabă la un meci de fotbal-tenis, a declarat antrenorul Radu Anania. De cealaltă parte, viitorul Liteni mizează pe forma foarte bună arătată în jocurile de pe teren propriu, acolo unde au marcat 14 goluri în două partide. Va fi un derby între două luturi foarte puternice prin prisma valorii individuale a jucătorilor. Anul trecut i-am învins și la ei și la noi, sperăm să reedităm această performanță. De fapt, dacă stau să mă gândesc, ei nu au prea câștigat în ultimii ani la Liteni, a declarat antrenorul Demis Maranda. Cel mai așteptat meci al etapei va fi arbitrat de Andrei Bilius, ajutat la cele două tușe de Petru Nochi și Lucian Darea. Partida va fi supervizată de observatorul Vasile Păduraru și de președintele Asociației Județene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton. În cadrul etapei a 5-a din Liga 4-a mai sunt programate următoarele meciuri: CSGura Humorului Viitorul Verești, Progresul Frătăuții Vechi Știința Vicovo de Sus, Șomuzul Preotești Bradul Putna, Rapid 2 Siret CSM Dorna Vatra Dornei, Moldova Drăgușeni Victoria Vatra Moldoviței și Recolta Fântânele Bucovina 2 Milișăuți.